Ne președinte Funar, credeți că este posibil să se repete și în județul Cluj, în stațiunea Montană Băișoara, scenariul Roșia Montană, în urma dezvăluirilor de presă privind o licență de exploatare aurifera de acolo? Eu sunt convins, pe baza datelor și a informațiilor pe care am reușit să le obțin până acum, că în comuna Băișoara s-a pus la cale același scenariu ca și în cazul afacerii penale de la Roșia Montană din județul Alba. Din informații pe care le-am strânse până acum, rezultă că guvernul României, este vorba de același guvern tăriceanu, care acest cetățean căsătorit acum a cincea oară și nu știu de ce nu s-a dus la Budapesta, acolo a renunțat la religia ortodoxă și a trecut la cea catolică, poate la Budapesta oficia și căsătoria religioasă într-o biserică prin capitala Ungariei. Acest cetățean, când avea funcția de ministru, împreună cu alt ministru tăricianu, împreună cu Radu Berceanu, sunt nașii, doi dintre nașii oficiale ai afacerii penale de la Roșia Montană. A ajuns mai târziu, în 2006, premier al României, în timpul mandatului său, o altă firmă, un alt puișor al firmei Gabriel Resurs, pe lângă Roșia Montană Corporation, îl constituie firma SC Rom Aur SRL cu sediul în Roșia Montană. Această firmă, SC Rom Aur SRL din Roșia Montană, a obținut o concesiune pentru extragerea minereului de aur și argint din perimetrul Băișoara, județul Cluj. Am în față ordinul numărul 147 din 24 iulie 2006, deci în timpul guvernului tăriceanu, al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare. Acest ordin a fost publicat în monitor oficial numărul 654 din 28 iulie 2006 și la articolul 4 din ordin, citez, se aprobă licența de concesiune privind explorarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Băișoara, județul Cluj, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale în calitate de concedent și Societatea Comercială Rom Aur SRL Roșia Montană în calitate de concesionar. Ce am aflat? Că această societate SC Rom Aur SRL a fost înființată în anul 2005, s-a înregistrat ca societate în anul 2005, în 28 iulie 2005, are adresa în Roșia Montană la numărul 334 și în anul 2006, când a primit licența de explorare pentru zăcământul de aur argint și am aflat că sunt multe metale rare, la fel ca și la Roșia Montană și în județul Cluj la Băișoara, firma respectivă, SC Rom Aur SRL, avea un angajat când a primit licența din partea statului român. Dacă cumva s-a organizat licitație, legea minelor, legea 85 din 2003, obligă la organizarea unei licitații pentru atribuirea licenței de explorare. Înseamnă că alte firme, dacă s-a organizat licitația și dacă au participat și alte firme, înseamnă că au avut zero angajați. Pare o poveste luată de pe culoarele Spitalului Nou din București, nu de pe culoarele Guvernului României sau Agenției Naționale de Resurse Minerale. Este incredibil, dar adevărat, Guvernul României, fără știința autorităților locale, am discutat la telefon cu doamna primar Luca Minodora și a aflat de la mine că s-a dat o licență de explorare pentru extragerea aurului și argintului la Băișoara. La fel am aflat că nici Consiliul Local nu știe nimic, n-a fost informat despre această licență dată în anul 2006 și păstrată la secret de către cei care au dat. Mă surprinde neplăcut faptul că fostul prim-ministru Emil Boc și actual primar al municipiului Cluj-Napoca a tăcut și pe această temă. Iar dânsul are un motiv în plus să își exprime punctul de vedere acum ca primar al municipiului Cluj-Napoca, deoarece municipiul nostru a dobândit în perioada când eram primar și am făcut demersuri împreună cu
serviciu juridic din primărie și merite mari în acest domeniu a avut fostul secretar Tito Jude de Dumnezeu să-l odihnească, în recuperarea pentru patrimoniul primăriei municipiului Cluj-Napoca a unei suprafețe de 1037 de hectare de teren pe raza comunei Băișoara, teren care va fi afectat de această exploatare. Aveți date firma, că aceste sondaje s-ar fi făcut și pe această suprafață? Această firmă, Seceromaur SRL, a primit licența de explorare. Conform legii, ea se eliberează pentru o perioadă de 5 ani de zile și poate fi prelungită o singură dată cu cel mult 3 ani de zile. Deci, cei 8 ani de când a fost eliberată această autorizație, această licență de explorare a minereurilor de aur și argint la Băișoara a expirat. Nu se cunosc însă care sunt rezultatele cercetărilor efectuate. Probabil că nu le-a fost ușor celor de la această firmă de renume mondial, Seceromaur SRL, care în perioada din 2006 până acum a avut un angajat, după aceea au crescut la 2, la 3 și acum au 5 angajați. Am rămas tare neplăcut surprins văzând cărei firme i-a acordat Guvernul României dreptul să exploreze uriașul zăcământ de aur, argint și metale rare de la Băișoara. O firmă care în anul 2010, ca să nu greșesc să merg pe cifre, avea o clipă să văd anul acesta. Pentru 2010 avea o cifră de afaceri de 0 lei. Și alte date în dreptul cărora apar 0. Da, este în 2010. Cifra de afaceri 0 lei, profitul net 0 lei, angajați în total 5, datorii 1.569.000.000, cheltuieli totale a făcut de 616.310 lei și disponibilități bănești, nu scrie nimic, absolut nimic. Capitalul, patrimoniul regiei 0 lei, provizioane pentru riscuri și cheltuieli 0 lei și capitalul social subscris și vărsat 3,6 miliarde de lei. Practic, deci la o firmă cu la o firmă cu așa de puțin bani și cu asemenea cifre raportate pentru anul 2010 și cu 5 angajați în total, i-a dat statul român în mare secret să exploreze unul din zăcămintele importante de aur, argint și metale rare ale poporului român. Practic, în afară de modalitatea în care s-a acordat această licență de explorare, sunteți interesat și de rezultatele unor eventuale... Bineînțeles că ne interesează rezultatele explorării, dar ne interesează și urmează să... și pe baza demersului făcut de către președintele filialei noastre a PRM-ului Cluj, domn profesor Petru Guș, sperăm să obținem de la prefectul județului Cluj, ca reprezentant al guvernului în teritoriu și de la președintele Consiliului Județului, care bănuiesc că au fost informați, date referitoare la încheierea, la obținerea de către această firmă a licenței de exploatare și a contractului de concesionare. Din informațiile neoficiale pe care le-am obținut până acum, rezultă că s-a pus la Băișoara, la cale, același procedeu de extragere aurului, argintului și metalelor rare, la fel ca și la Roșia Montană. Adică o tehnologie care să folosească o cantitate mare de dinamită pentru dinamitarea munților de pe raza comunei Roșia Montană și a câtorva sate, producerea de cutremure devastatoare, cum sunt prevăzute vreo 3.200 la Roșia Montană, și de asemenea se folosească o cantitate uriașă de ceanură pentru separarea sterilului de concentratul minier, scoatere integrală din România a concentratului minier, la fel ca și la Roșia Montană. Este necesar ca locuitorii județului Cluj, pe lângă
tinerii superbi, mii de tineri clujeni care manifestă în fiecare duminică seara în Cluj-Napoca, este necesar, după părerea mea, având aceste informații, aflând ce s-a pus la cale și în județul nostru, un număr foarte mare de clujeni să iasă în stradă pentru a bloca și acest genocid care se pune practic la cale nu numai în comuna Băișoara, ci și în celelalte localități care vor fi afectate de acest procedeu de exploatare prin cianuri.